Iată-o! Vine fericirea noastră! Poate ea se comportă așa, deoarece tu mereu țip? Vrei să zici că eu sunt mamă rea? Alo? Maria? Ții minte în povestea despre camera secretă din care îți urmăreai fiul? Spune meșterilor să vină la mine. Da, azi. Mama sigur mă va lăsa acasă. Poate voi puteți să mă ajutați. Haideți să acumulăm 10.000 de like-uri la acest video ca ea să vadă că voi mă susțineți. Mama! Ia priviți cum mă caută. Unde ești? Lista sarcinilor. Da, lista mea, care e și capcană. Și o scrisoare. Am plecat pe 3 zile la sora mea. Îndepliniți lista. Cu drag, mama. Da, lasă-i să creadă că nu sunt acasă. A plecat? Sunt singură? Vreau să-ți văd reacția. Fericită, priviți! Prieteni, like-ul vostru a funcționat! Continuați să dați like! Ea se bucură, dar lasă că o știu eu. Peste 2 zile o să mă sune și o să plângă. Mama, unde ești? Alo, poți veni la mine? Ce? Ai nebunit? Cine chem tu acasă? Nimic nu s-a întâmplat. Toți au plecat de acasă. Am avut dreptate. S-a legat cu niște răi. Poate sunt bandiți? Tata va veni peste 4 ore, dar mama va veni peste 3 zile. Sunt foarte fericită. E fericită, ați auzit? Mama îți vrea binele. Lasă că nu mai convine băiatul acela. Eu o să ies. Vino, eu te aștept. Și eu îl aștept. Numai cum o să vină, o să-i sucesc urechile. Iată-l, parazitul a venit. De mână? Voi ați văzut asta? E de mână s-au luat. Mă bucur că ai venit. Ia loc, atunci vin. Acum e șansa mea. Ține-te. Doamne, eu? Dacă încă o dată o vei atinge, va fi vai de capul tău! Memorizează ce-ți spun. Ea va ieși, tu pe mine nu m-ai văzut, eu aici nu am fost, tu pe mine nu mă cunoști și îi zici că trebuie urgent să pleci. Ai înțeles? Dar dacă ea va întreba... Hai, nu te face nebun! O să-i zici că nu-ți place de ea. Ai înțeles? Da. Gata, liniștește-te, nu tremura. Eu sunt bună. Eu sunt cu ochii pe tine. Prima întâlnire. Prieteni, scrieți în comentarii sfaturi cum să mă comport ca să nu mă fac de rușine. Perfect! Sper să-i placă! Unde pleci? Mama ta e monstru! Mama?
Of, iar în camera asta să stau. Ce nu faci pentru copii? Unde e ea? Deja e târziu. Dar ea are meditații la ora 6. Are engleza. Deja m-am conectat la toate camerele vecinilor și oricum n-o găsesc. Scuzați! Draga mea, eu sunt tata! Tata? Ce e cu tine? Unde e mustața? Am pierdut păriul și am fost nevoit să o rag. Dar hainele de ce sunt altele? Am pierdut păriul și am sărit îmbrăcat în bazin. Ah. Mergem acasă! Aștepți pe cineva? Nu. Atunci să mergem. Mergem. Tata, mama a nebunit. A instalat camere peste tot. Am înțeles. Ea întrece măsura. Ea se va întoarce și va vorbi cu ea. Nu cred că ea a plecat undeva. Se ascunde prin casă. Poate mai zici că ea s-a ascuns într-o cameră secretă și ne urmărește de acolo. Da, acuși vom vedea. Asta cine este? Nu ți-a ieșit cu unul? Tu pe altul m-ai adus? Iată ce ascunde ea de mine. Ține-te! Băieți în casă aduce. Lasă călcușul plocăiesc. Îți zic, ea e undeva pe aici. M-au enervat. Liniștește-te. Posibil crezi că mama ta e rea? Te-am prins! Te-am prins, Romeo! Dar tu ce stai? Ai adus în casă încă unul și te uiți? Oi. Care încă unul? Vasile, tu ești? E tata! Ai nebunit! Fica are dreptate! Dar unde e mustața? Am pierdut păriul! În ce te-ai îmbrăcat? Dar tu, de ce n-ai plecat? Nu am plecat! Dar eu ți-am zis! Dar tu taci! Ai nebunit să construiești camere secrete! Eu am vrut să-i salvez fica! De cine? Uite cât de mare e! Aha! Auzi, când trăiești în casa mea, o să ascunzi de mine! Liniște, am zis! Știi ce? Sunt flămân! Merg și gătește ceva! Dar de educație eu mă voi ocupa! Ce? Așa va fi de azi! Dar tu fugi în odaia ta! Ai înțeles? Mai ai întrebări cine e stăpân în casa asta? Vai, de mult nu te-am văzut așa! De azi, așa va fi mereu. Ești atât de sever? Da, eu sunt așa. Și așa voi rămâne. Da, da, merg să gătesc.